mnou co vím, u té se vás log. Ne bucurăm astăzi să găzduim în aula Bibliotecii Municipale Radu Roseti în premieră națională lansarea setului de lucrări de istorie România în primul război mondial și Marea Unire a României. Este vorba de 6 volume care au ieșit de sub tipar la tipografia Magic Print din Onești. Le puteți vedea chiar aici, la prezidiu. Sunt niște ediții premium, arată foarte bine, iar conținutul lor este unul și cu totul deosebit. În aceste volume sunt analizate evenimente care au avut loc cu începere din 1916 până la încoronarea regelui Ferdinand în anul 1922, cu referire la primul război mondial și la Marea Unire a României. Volumele cuprind articole scrise de un număr semnificativ de autori, o parte dintre ei sunt prezenți în această după-amiază la Onești. Evenimentul este dedicat împlinirea 103 ani de la Constituirea Societății Mormintelor Eroilor Căzuți în Război, înființată la 12 septembrie 1919 prin decret semnat de regele Ferdinand I și care a funcționat până în 1948 sub un altul patronaj al reginei Maria sub diferite titulaturi. Organizatorii evenimentului de astăzi sunt Primăria Municipiului Onești, Filiala Bacău Asociației Naționale Culturii Eroilor, Biblioteca Municipală Radu Roseti, Muzeul Municipal de Istorie Onești, iar partenerii evenimentului sunt Protoieria Onești, Cotidianul Deșteptarea, Filiala Bacău a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Filiala Vâlcea ANC și tipografia Magic Print din Onești. Cred că merită toți aplauze pentru că am reușit să ne adunăm cu toții în această dimineață. Avem deosebită onoare să avem alături de noi invitați veniți din toată țara și cu îngăduința dumneavoastră am să-i și prezint. Alături de noi se află generalul Grigore Puciu, vicepreședinte Culturii Eroilor România. Domnul general Vasile Apostol și membru al Părintele Protopop, Protopopiatul Onești, Ioan Bârgăoaru. Domnul profesor Eugen Petrescu, Cultura Eroilor Vâlcea. Dr. Tudor Rățoi, Cultura Eroilor Mehedinți. Bună ziua! Președintele Cultului Eroilor Bacău, Dănuț Voicu. Și, în ultimul rând, primarul municipiului Onești, Laurențiu Neghina. De asemenea, salut prezența în sală și a părintelui protopopiatului din Roman, profesor dr. Florin Țușcanu. Domnul primar din Slănic, Gheorghe Baciu. Mulțumim pentru prezență. Domn profesori, artiști, scriitori și mulțumim și elevilor de la școala gimnazială numărul 9 și de la numărul 5, Ghiță Mocanu, pentru că au venit alături de profesorii lor. Am să dau cuvântul pentru început, pentru o scurtă prezentare a fiecăruia dintre invitați, domnului profesor Vilica Munteanu. Domnul profesor Munteanu a fost și directorul Arhivelor Naționale din Bacău. Mă refer acum ca informație pentru cei mai tineri. Vă rog, domnule profesor. Bine v-am găsit. Salutăm pe toată lumea. Fac economie de timp să nu nominalizez. Aș vrea să fac o scurtă prezentare a invitațiilor, de fapt, reprezentanților, alcătuitorilor acestor volume. Domnul general Grigore Puciu, vicepreședinte al Asociației Naționale Culturii Eroilor, deci instituția
Direcția Centrală de la București, este filolog, general de brigadă în retragere, a fost redactor șef al revistei Observatorul Militar, șef al grupului de presă, director al trustului de presă, consilier militar de stat și consilier al Secretariatului de Stat al Ministerului Apărării Naționale. În prezent este vicepreședinte al asociației, așa cum vă spuneam, și redactor la revista România Eroică, revista Cultului Eroilor, începând din anul 2010 până în prezent, și membru în Consiliul Științific al Centrului de Cercetări Istorice Preot Dumitru Bălașa, care a și contribuit mult la acest volum. Domnul profesor Eugen Petrescu, istoric, publicist, editor, președinte a filialei județene Vâlcea a Cultului Eroilor, colaborator la Institutul de Cercetări Socio-Umane Nicolaescu Propșor al Academiei Române, colaborator la mai multe centre de studii din Vâlcea și din alte zone, coordonator a peste 45 de volume, autor a mai mult de 200 de articole, reportaje, animator cultural, ctitor al unor opere comemorative de război, organizator, inițiator de programe pentru cinstirea veteranilor de război, a unor personalități militare, prin ridicarea unor opere de artă, plastică și arhitectură, atribuirea numelor acestora unor instituții, obiective publice și prin realizarea, publicarea unor volume și articole omagiale. Recunoscut ca un militant pentru reunirea Basarabiei, Bucovinei de Nord și Herței cu țara mamă pentru drepturile românilor din jurul României. Domnul doctor Tudor Rățoi, colegul meu, fost director al Arhivelor Naționale din Mehedinți, pentru o perioadă și director adjunct al Direcției Generale a Arhivelor Naționale din România, un cercetător deosebit de fertil, să zicem așa, și care, prin munca sa de arhivist, a cercetat și a scos la lumină nenumărate documente. De asemenea, este membru al Centrului de Cercetări Istorice Preot Dumitru Bălașa și în mai multe societăți mehedințene, dar în partea de sud-vest a țării este cunoscut și recunoscut ca un istoric cu o deosebită acribie în ceea ce face, autoexigent și exigent cu alții. Aceștia sunt prietenii noștri care au pus umărul la realizarea acestor volume și datorită cărora ne aflăm noi în acest moment aici. Într-adevăr, Biblioteca Municipală Radu Rosetti, prin reprezentanții săi, au avut discuții cu ceva timp în urmă, cu factorii implicați, mă refer acum la reprezentanții Cultului Eroilor din Bacău, domnul profesor Munteanu, și ne onorează faptul că au ales să lanseze în premieră națională aceste volume aici la Onești. Și pentru că suntem într-un loc atât de frumos, am să-l invit să ia cuvântul și pe primarul municipiului Onești, domnul Laurențiu Neghină. Mulțumesc! Bună seara! Bine ați venit! Este o mare onoare să avem această lansare la Onești în premieră. Acest lucru arată că
Această instituție este bine organizată și din acest motiv a fost aleasă. Nu voi vorbi prea mult. În acest mandat mi-am propus să vorbesc mai puțin și să muncesc mai mult, însă nu vreau să trec peste a vă spune că acest eveniment, spre bucuria mea, a noastră, a tuturor, este printre ultimele evenimente care se vor organiza aici, înainte de marea reabilitare a acestei instituții. Aici se vor investi în perioada imediat următoare, până la finalul anului 2023, aproximativ 4 milioane de euro. Vom primi un ajutor semnat din partea Consiliului Județean, avem această promisiune și sunt sigur că va fi și onorată. Fără acest sprijin ar fi fost destul de greu, să aproape imposibil, pot spune, să ducem la bun sfârșit. E un proiect de aproximativ, împreună cu un alt obiectiv, un proiect de 39 de milioane de euro. Peste 20 de milioane vor fi investiți în această bibliotecă. Va fi una dintre cele mai moderne și digitalizate biblioteci din România după această investiție. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc domnilor că ați ales să organizați acest eveniment aici prima dată. Vă urez o seară, o după-amiază, o seară plăcută. Alături de noi de fiecare dată, Părintele Protopop Ioan Bârgoanu, pe care îl invit să adreseze un mesaj din partea protopopiatului și din partea domniei sale. Bună seara! Este o bucurie pentru mine de a fi reprezentantul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Salut prezența tuturor iubitorilor de eroi și de armată română. Generozitatea pe care o arată și de data aceasta biblioteca este un semn bun prin faptul că sublinez și apreciez gestul pe care l-a spus domnul primar, acela de a reface această instituție, ceea ce este demn de amintit. Faptul că se vede că colecția omagială Primul Război Mondial și Marea Unire a Românilor este în exil la Onești, cum a fost și acum 100 și mai bine de ani, este o bucurie pentru noi, dar este un exil al bucuriei, pentru că în perioada centenar, despre care amintești prin acest cuvânt, aș vrea să salut prezența tuturor celor de față, a domnului general Grigorie, a domnului profesor Eugen Popescu, a domnului Tudor Rățoi, despre care vreau să vă spun că citesc cu mare atenție articolele și aș preciza faptul că sunteți un admirator al marelui teolog Teodor M. Popescu și lucrul acesta mă onorează, ne onorează pe noi, domnului Dănuț Voicu, domnului președinte și, bineînțeles, prietenului meu din stânga, din inima mea, care este domnul general Vasile, general cu 4 stele, care pentru mine este o stea a Oneștiului. Iată această bucurie și domnul profesor Bogdan Romanda și tuturor celor care sunteți de față, domnului primar al orașului Slănic Moldova. Vreau să mulțumesc pentru faptul că, iată, noi și alaltă ieri am desfășurat un eveniment frumos în orașul Slănic Moldova și toată bucuria noastră este, de fapt, o colecție în perioadă centenar, perioadă pe care am spus noi că o delimităm cu câteva cifre. Este vorba de 15 august 2016 până anul acesta, când este centenarul Coroanei, unde protopopiatul Onești, în parteneriat cu Primăria Municipiului Onești, cu toate parohiile din zonă, am fost, deși era după perioadă pandemie sau acest deși ne-a ajutat foarte mult, să fim 700 de pelerini la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia. Când spun 700, înseamnă că au fost români adevărați și un lucru cu totul special pentru biserica noastră ortodoxă. Spunem că este o bucurie orice carte, iar această colecție este o bucurie pentru zona noastră.
Mulțumesc tuturor, domnului profesor Virică Munteanu, de asemenea un prieten adevărat. Ce să vă spun decât îmbrățișările noastre sunt de fapt o binecuvântare care se datorează ierarhului meu, în al prăstului Achim, care știe de acest eveniment și noi vom căuta în așa fel încât să promovăm aceste lucrări. Vă mulțumim! Mulțumim și mai mult pentru prezență și pentru gândurile bune. A unor asociații și societăți, de care cea mai importantă a fost Asociația Națională Cultul Eroilor, Regina Maria, care a fost aceea care a strâns osemintele celor morți, le-a organizat în osoare, a luat inițiativa de a ridica monumente și o serie de monumente sunt aici prezentate în paginile volumelor noastre. Inclusiv cimitirele. Sunt articole dedicate cimitirelor. Un asemenea articol se ocupă, spre exemplu, cu cimitirul eroilor români din Franța. Pentru că au fost români care au luptat și pe frontul de vest. Și unul din ambasadorii români de dinainte de 1989 are aici articol în legătură cu o inițiativă de deplasare la aceste cimitire pentru a constata situația în care erau ele și erau într-o situație bună, poate mai bună decât multe dintre cimitirea eroilor care sunt pe teritoriul României de astăzi. E un lucru la care trebuie să reflectăm și cred că trebuie să ne îngrijim cu venerație, pentru că eroii acestea sunt cei care au favorit România așa cum o știm noi astăzi. Nu e chiar România aia pe care o știm din 1918, dar totuși este o Românie care este între granițe, care o fac unul din statele importante ale Europei actuale. Închei prin a vă spune că am bucuria de a fi participat alături de colegii care au dat curs invitației profesorului Petrescu să participe la elaborarea acestei lucrări. Profesorul Eugen Petrescu are merite care nu trebuie să fie lăudate prea mult pentru că sunt prea evidente. Nu este ușor să ții legătura cu peste 100 de autori, să le soliciți lucrările, să-ți vină lucrările, să constați că unele poate că trebuie, merită și trebuie să aibă îmbunătățiri, măcar sub un raport formal, și după aceea să păstrezi corespondența cu ei, să vezi dacă sunt de acord cu publicarea în forma respectivă și așa mai departe. Este un om deosebit de inimos și un patriot, cum puțini poate că sunt, un patriot de la care avem datoria să luăm un exemplu și eu sunt deosebit de bucuros că m-am aflat în preajma lui și l-am ajutat la realizarea acestei lucrări. Încă o dată vă declar cu mâna pe inimă că sunt fericit că am fost alături de dumneavoastră și vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Da, Tudorică, ai dreptate. Istoria asta a noastră este foarte densă în evenimente și bune și mai puțin bune, că nu se poate să fie totul la superlativ sau totul să fie negru. Din păcate, nu mai avem acea Românie dotolață, dar, așa cum spuneai în final, România este și poate ar trebui mai mult să fie unul din statele importante ale Europei. Îl invit acum să ia cuvântul, să ne transmită gândul său la dăm cuvântul unui om care a participat activ la toate cele 6 volume și care
care are merit deosebit și dumnealui, fiind și în Consiliul Științific al acestor volume, coordonator, domnul general Gregore Buciu. Domnule primar, domnule director al bibliotecii, vă mulțumesc din inima că ați acceptat să oficiem această slujbă laică pentru amintirea eroilor României în acest spațiu minunat. De asemenea, mulțumesc organizatorilor că au adus alături de experți și profesori pe acești tineri pentru care am o prețuire deosebită. Îmi crește inima când îi văd îmbrăcați în straile poporului meu. Poate nu veți pleca cu multe amintiri, dragi copii, de aici. Aș vrea totuși să plecați cu câteva și mai ales să plecați cu câteva emoții care să vă motiveze pe viitor să ne continuați ce noi facem astăzi. Adică această slujbă fără arginți de sacerdoți care sunt preocupați de memoria eroilor, de sufletele, de fapt, ale strămoșilor voștri și ai noștri. Și asta este foarte, foarte important. Istoria noastră este străbătută de o serie de coincidențe stranii. Eu chiar am scris un material în primul volum despre coincidența din unele momente cruciale ale primului război mondial și sărbătorile religioase creștine, ori altele cu semnificație precreștină. Nu mă opresc asupra lor, vreau doar să vă spun că în cadrul acestei serii este și întâlnirea noastră de astăzi. Întâmplător sau nu, ea este pe 12 septembrie, când Societatea Mormintelor de Război a fost înființată prin decret regal. O să ziceți, o organizație acolo ca multe altele. Vreau să vă spun că a fost și încă continuă să fie o organizație cu un rol foarte, foarte important în conservarea istoriei noastre, în conservarea artefactelor, în conservarea amintirilor despre cei care și-au lăsat plugul răsturnat în brazdă și-au plecat la război să apere țara. Unii dintre ei în opinci și armata n-a avut până târziu încălțări să încalțe, cu puști insuficiente, dar au plecat la război fiindcă ideea de a lupta pentru eliberarea Ardealului ea e ca misiune divină și de drept istoric i-a motivat să plece fără rezerve la război. După război a rămas în urma armatei române o Românie de oase. Și nu e chiar o figură de stil, pentru că armata română, în retragerea aceea tumultoasă, voi sunteți tineri, nu știți, dar o să aflați, poate nu vă cerem să citiți toate cărțile astea, ci câte ceva din ele, că armata română a suferit un dezastru în prima parte a războiului și au rămas zeci de mii de trupuri de soldați neîngropate. Din acest motiv s-a înființat Societatea Mormintelor de Război,
la inițiativa Ministerului de Război și a Mitropolitului Primat, care au pus-o ca patroană spirituală a acestei organizații pe Regina Maria. Era o recunoaștere de facto a ceea ce ea făcuse pe front. Este printre puținele regine ale lumii care a îmbrăcat haina de asistent medical și a umblat prin spitale fără rezerve să-i mângâie pe soldații armatei ei, să le împartă ce putea să le împartă și să-i încurajeze. A noastră este victoria. Nu disperați, deși să știți că și ea, cum rezultă din jurnalele ei, în suflet era disperată. Și vă dau numai un episod din aceste jurnale. S-a dus spre primăvara lui 1917 să viziteze trupele, cum făcea ea de regulă, și din bordei a avut surpriza să vadă că ies niște arătări de soldați în zdrențe, care abia se țineau unii de alții de bolnavi, de subnutriți, de înfrigurați ce erau. Și a zis, Doamne, noi nu mai avem armată, cu ce o să facem noi unirea? Și atunci, de undeva, au apărut doi lăutari care au început să cânte la vioară și arătările alea au început să joace o horă românească. O jucau în cinstea reginei lor, dar poate nu numai în cinstea reginei lor, pentru că hora ca simbolistică este un dans al soarelui pe care strămoșii noștri l-au dansat, așa cum rezultă și din artefactele cucuteni, care sunt vechi de 6.000 de ani. Asta i-a demonstrat că în ciuda aparențelor există resurse de revigorare, că românul poate renaște din cenușă. Și câteva luni mai târziu, pe 10 mai, când era ziua regalității, a văzut o altă armată. O armată îmbrăcată în ținută decentă, care putea să defileze și să poarte steagul de luptă drept în fruntea trupelor. Iar când au plecat la Mărășești-Mărăști și cea mai urmat Oituzul, s-a dovedit cea mai eficientă, după părerea mea, armată din Marele Război, pentru că aproape singură, în condițiile în care rușii părăseau frontul, deveneau zurbagii și făceau probleme în spatele frontului, aproape singură a câștigat bătăliile de care vorbim cu atâta mândrie. Însă România n-a câștigat mare lucru atunci. A câștigat doar disperare, pentru că era singură aici, lăsată de aliați să se descurce cum poate. Deși alături de ea era marele aliat al Rusiei, dar care nu-și făcea datoria și care avea alte planuri. Și cu România, și cu Europa, și visau să fie republici unionale până în Portugalia. Vi s-a spus aici că armata română a alungat singura și pentru prima dată bolșevismul din Europa prin campania din Ungaria. În sfârșit, nu mai insist. Vreau să vă spun că organizația, vi s-a spus aici, organizația aceasta Cultul Eroilor, sună cam straniu astăzi Cultul Eroilor, când suntem frământați de atâtea îndoieri și de atâtea debusolări, dar totuși avem măcar în adâncul sufletului un cult al eroilor. A funcționat până prin 48, când s-a desființat. A mai existat și după aceea o grijă pentru morminte, pentru realizarea unor
alt fel de monumente comemorative de război, care nu mai erau închinate războiului și ostașului român. E bine și așa. Dar au fost ignorați soldații din Est, ca și cum n-ar fi fost ai noștri. În sfârșit, după Revoluție, ne-am reînființat și funcționăm, slavă Domnului, la nivelul tuturor județelor. După cum vedeți, suntem aici sub o siglă și vreau să evidențiez această organizație a județului Bacău pentru tot ce a făcut ea extraordinar până acum sub vechiul președinte și pentru ceea ce face sub noul președinte, pentru că aici, unde a fost capitala militară a primului război mondial, sunt multe de făcut și avem multe de scos la lumină. De asemenea, în aceeași ordine de hărnicie și eficiență, că poți să fii harnic fără să lași nimic în urmă, este și organizația de la Vâlcea, care a făcut monumente pentru unitate și pentru eroism de la Vâlcea până la Chișinău. Nu știu, nu ne dăm seama ce aport avem în acest efort de reîntregire, dar cine știe, uneori și o ploaie mică salvează recolta de la uscăciune. De asemenea, mai sunt și alte, la Hunedoara, la Gorj și altele. Și sunt altele mai puțin active, curios, tocmai prin Transilvania, pentru care armata vechiului regat a trecut munții și a murit cu cohorta, ca să mă exprim în termeni romani. Eu nu sunt istoric. Domnul Tudor Rățoi este istoric și ne-a prezentat în mare conținutul fiecărui volum. Prietenul meu, inițiatorul acestui demers, este istoric. Dar vreau să vă prezint câteva lucruri, mai ales pentru tineri care nu au răbdare să asculte date și această uscăciune a prezentării didactice, câteva lucruri mai ieșite din comun, care au fost prezentate în această carte. Și ele demonstrează că libertatea de a aborda subiectul au provocat o coborâre a adevărului istoric din statistici și din viziunea panoramică spre firul ierbii. Și acolo am găsit oamenii aceia vii care au murit dincolo de statistici și care au făcut fapte deosebite om cu om. A fost amintit aici cel care a pus opinca pe Parlament. Voi, tineri, nu știți, regele a dat ordin să nu se arboreze drapelul național românesc pe instituțiile publice din Ungaria, pentru a nu da sentimentul că suntem o armată de ocupație. Noi mergeam acolo, de fapt, să apărăm unirea, pentru că armata lui Bela Kun dorea să redobândească Transilvania prin forța armelor, în timp ce la Paris se cheau tratatele de pace. Și nu era chiar ușor, pentru că transilvanenii au continuat și după 1 decembrie să aibă victime, să aibă martiri care au căzut numai din cauza răzbunării xenofobe a maghiarilor. Acel om este de undeva dintr-o comună dintre Motru și Tismana și era o figură deosebită, dintr-o familie deosebită. Vă spun pentru că v-am zis, eu nu sunt istoric și n-am rezerve, iar asta are așa o alură de,
de misticism, dacă vreți, și de anecdotă literară, dar ea este un adevăr. Când a plecat la luptă, acest soldat, pe care îl chema Constantin Bivolaru, soția lui, care era și ea o persoană deosebită, i-a zis: Costaine, îți pusei un codru de mămăligă cu brânză, să ai până la război, dar să păstrezi să ajungă și înapoi. Pare o glumă, sigur că era o glumă, dar ea n-a vrut să dramatizeze plecarea. Iar băiatul acesta, povestește unul din strănepoții lui, se socotea atât de vinovat de lucrurile din viață și atât de păcătos, încât nu se spovedea la preot. Urca un deal, se ducea la un copac și acolo se spovedea fără cuvinte. Odată l-a luat pe nepotul lui, care a devenit scriitor mai târziu. Și a doua zi a dus o găleată de apă și a turnat-o la rădăcină. De ce faci, bunicule, asta? Atâtea păcate i-am spus că dacă nu-l ud, se uscă. Ăsta e un aspect, o poveste. Dar mai sunt și altele care implică un sacrificiu extraordinar. Voi ați auzit de șarjele de cavalerie de la Bobănești și de la Prunaru. Armata română avea trupe de cavalerie, iar ei alții nu prea aveau trupe de cavalerie, aveau tancuri, aveau tunuri, aveau altele. Iar la Robănești, unde niște tunuri împiedicau armata română în retragerea ei, au fost atacate de cavaleri cu sabia, cavaleri de ofițeri călare cu sabia. Și am învins, dar cu pierdere enorme. Dincolo, la Prunaru, situația e și mai dramatică. O subunitate de cavalerie atacă tancurile nemțești care se îndreptau spre capitală. Vă dați seama că dezastru a fost total. 100 și ceva de oameni au rămas pe câmpul de luptă. Este ultima bătălie de cavalerie sau ultima șarjă de cavalerie din istoria militară a Europei. De ce au făcut lucrul ăsta? Sigur că și-au dat seama că-s dispera, că e o confruntare inegală de forțe. Dar n-au putut face așa altceva. Iar armata germană a fost uimită de acest gest și-au apreciat acest sacrificiu enorm. Sigur că aprecierea nu ne-a folosit la nimic. Sunt și îmi spui când trebuie să mă opresc. Sunt și alte lucruri. Sunt aici fete frumoase care zâmbesc și mă urmăresc cu atenție. Nu știu dacă ați auzit voi de o eroină, Maria Puia. Maria Puia era o fată de vreo 20 și ceva de ani, care era secretară la Mitropolia Greco-Catolică din Blaj. Și a fost prinsă de unguri când multiplica și răspândea o poezie scrisă de un jurnalist de la Craiova, De ce vrem Ardealul? Ungurii au prins-o, au închis-o și urma să fie judecată. Și condamnată, bineînțeles că ar fi fost executată pentru că era acuzată de înaltă trădare față de patria maghiară. Scrisoarea ei însă către mamă este cutremurătoare. Zice cam așa: s-a spânzurat după ce a scris scrisoarea și a tăiat părul și s-a spânzurat cu el de gratiile de la fereastră. Și a cerut scuze bisericii că a făcut acest gest disperat, își dă seama că
nu e bine, dar i-a zis mamei, mamă, pe mine să mă îngropi îmbrăcată în straile mele românești, cu cârpă roșie și cu straiță, să știe pe lumea ilaltă că sunt româncă. Mai sunt și alte lucruri de excepție în istoria acestui război, care merită, ar merita să le evidențiem, pentru că ele fac parte din această istorie mai altfel decât istoria oficială. Ce să vă zic? Vă zic însă două lucruri acum. Ca să nu mă întind prea mult, știu că eu vorbesc mult și dacă vă uitați la mine și sunteți atenți, nu dau seama că trece timpul. A fost încoronarea de la Alba Iulia. O să ziceți voi, s-a încoronat regele și regina. Prin ritualul de încoronare, care a conținut o succesiune de simboluri, de gesturi simbolice, de ritualuri simbolice, încoronarea de la Alba Iulia nu este numai a regilor. Este chiar încoronarea Marii Uniri. Și am să vă zic de ce. Modul în care este concepută toată această ceremonie are niște înțelesuri profunde. De pildă, n-aveți de unde să știți, coroana de aur a reginei Maria a fost făcută prin subscripție publică. Deci n-a dat statul bani pentru ea. Și ea copiază modelul coroanei Doamnei de Spina. De ce o are? Doar fiindcă era frumoasă coroana aia? Nu, fiindcă această prințesă străină, nepoata reginei Victoria Angliei, a devenit atât de româncă încât a vrut să se integreze retroactiv în istoria noastră națională. Este minunat să gândești așa. Are niște cuvinte atât de frumoase despre femeia româncă, despre soldat, despre țăran, despre sărăcie, despre încredere, despre multe, multe lucruri, încât te întreb, Doamne, femeia asta nu e englezoaică, este româncă care s-a născut dintr-un tată oltean și un ardelean. Nu? Dumnealui din Oltenia, eu sunt din Transilvania. Și nașul moldoven. Și nașul moldoven, da. Vă vorbeam de lucruri... Deci asta a fost un aspect. Cine are curiozitatea să citească actul, adică slujba, să vadă slujba ținută de mitropolitul primat, este o slujbă de integrare a regelui modern al României Unite în șirul voievozilor celor mari. Chiar în prima parte a slujbei nici nu este pronunțat cuvântul rege. Se vorbește de voivod, de voivozii mari, de merite, de nu știu ce. Ceea ce este absolut lăudabil și face parte din această simbolistică de care vă vorbeam. Pentru că acești oameni au fost mai români decât sunt mulți dintre noi astăzi. Gândeau românește, sufereau pentru țara asta și au făcut tot ce s-a putut ca ea să fie cum ne-au lăsat-o. Întrebarea care se pune... Dacă această moștenire, noi care suntem urmași și voi care sunteți viitorii urmași sau urmașii urmașilor noștri,
știm să o păstrăm. Pentru că ea, această moștenire a țării, a pământului, este clădită pe suferința aproape 800 de mii de morți, vreo 300 și ceva în război, de mutilați, de suferințe, dar să ajunge la această cifră colosală cu provinciile adăugate. Pentru că războiul pentru Transilvania a început în 1914 și s-a terminat odată cu noi. Dar câți dintre transilvaneri n-au murit în acel război? Vă dau un singur exemplu. Există un sat în județul Sălaj, care a trimis în primul război mondial în oastea împăratului și au murit 80 de tineri. 80 de tineri dintr-un sat, dintr-o comună, nu știu cât era de mare. A venit al doilea război mondial, când s-a pus problema să ne recâștigăm provinciile pierdute și vă vorbeam de coincidențe, satul a pierdut tot 80 de tineri. E un tribut de sânge colosal, pe care nu merită să le risipim. Mai am timp? O să mă apropii de încheiere, dar dați-mi voie să formulez-o așa. Aceste cărți sunt un monument. Este un monument al aducerii aminte pe care cultul eroilor după 100 de ani îl aduce celor care au căzut pentru România Mare. S-a născut la Vâlcea într-un loc presărat cu multe, multe jertfe. Nu v-am spus, cultul eroilor nu s-a născut la București. Cultul eroilor s-a născut în Vâlcea. Acolo a fost un soldat căzut prizonier la germani, care după pacea de la București a venit acasă. Nu era chiar tânăr. Și a vrut să vadă locurile unde a luptat în munții Cozniei. Și s-a îngrozit de câte oseminte erau rămase neîngropate și împrăștiate de fiarele pădurii. S-a călugărit la Frăsinei și a început să urce muntele și să coboare cu oasele alea în brațe, de saci, nu știu ce, și le-a adunat undeva lângă Căimene, lângă o biserică, și le-a mormântat în luna septembrie 1919 cu ceremonial religios după rânduială și cu onoruri militare. Este prima acțiune a, cum să spun, a mormintelor de război înainte ca societatea să se nască. Am impresia că atunci când a cerut aprobarea sinodului și conducerii Ministerului de Război, le-a venit ideea să înființeze această societate care să pună sub cruce trupurile celor pe care s-a zidit unirea. Noi, prin prietenul nostru, ne-am strâns la mănăstirile de acolo, la Bistrița, la Cozia, la Mărășești, la anul în sfârșit. Și am construit acest monument pe care l-am dus acum la Alba Iulia, Cetatea Unirii, Cetatea Încoronării, unde am vorbit despre el cu istorici. Îți vă dați seama, la Congresul de Istorie erau toate somitățile din domeniu. Și apoi am venit la dumneavoastră. Am trecut prin pasul ăsta pe care Ieremia Grigorescu scria: pe aici nu se trece. Pe noi ne-a lăsat. Am venit și vă mulțumim că ne-ați primit, că ne-ați ascultat și sperăm
Să nu uitați cărțile astea închise, deschide-le-ți-le câteodată, poate cine știe, vă aduceți aminte că sunteți fii acelor oameni. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule general, întotdeauna un cuvânt deosebit, o vorbă înțeleaptă și, ca să fac o scurtă completare la ce ați spus despre Robănești, eroul de la Robănești a fost Gheorghe Donici, al cărui bust se află la vreo 8 km de locul unde suntem acum, în comuna Ștefan cel Mare, pentru că acest Gheorghe Donici, născut pe la 1848, a făcut școala, vreo 9 ani de școală la Paris, a venit acasă la părinți, pe teritoriul actualei comune Ștefan cel Mare, avea moșie părinții. S-a înrolat voluntar în războiul de 77, din 77, de independență, deși nu făcuse armată pentru că era de statură mai mărunțică, mai pirpiriu, așa. Apoi, voluntar în primul război mondial și în aceeași șarjă de cavalerie, în momentul declanșării șarjei, a trecut în fața capitanului și a celor doi locotenenți și a spus: cel mai bătrân înainte, cu sabia. Și așa a devenit eroul de la Robănești. Numai un pic aș vrea să completez. Mai există un erou din Moldova exemplar pe care îl știți din poezia lui Alexandrie Peneș-Curcanu. Mă rog, dacă s-o mai face la școală, nu știu. Peneș-Curcanu era Constantin Țurcanu, remarcat în bătăliile din războiul de independență, care s-a întors la Vaslui, a cerut să plece voluntar pe front și a plecat în războiul balcanic, iar când a început marele război, la fel a fost voluntar pe front, deși el era sergent, nu știu Dumnezeu era, a ajuns să conducă un pluton în momentul în care comandantul a căzut în luptă. Apare într-o imagine rară, trupele române intrând în București pentru defilare, el apare îmbrăcat în costum țărănesc. Vă mulțumesc! Iată, doi moldoveni au fost în război de independență și primul război mondial. Îl invităm pe domnul general cu 4 stele, Vasile Apostu, să ne spună câteva vorbe la această întâlnire a noastră de lansare a cărților. Mulțumesc! E pornit. Vă mulțumesc! Vă dați seama ce misiune grea am să vorbesc după asemenea personalități specialiști în domeniul istoriei și mai ales să vorbesc ultimul, pentru că deja compabil și așa cum știm bine din punct de vedere didactic, cam la 50 de minute așa, se cam dă pauză. Nu-i cazul să mai dăm pauză, că eu n-am să vă țin mult, vă promit, și atunci când vă voi vedea că vă încruntați, mă opresc imediat și gata. Vreau să mă alătur și eu celor care în aceste momente se înclină cu venerație în memoria eroilor români din toate timpurile pentru demersul lor istoric legendar de apărare a gliei strămoșești în spațiul nostru sacru, Carpato-Danubiano-Pontic, și să-mi exprim totodată satisfacția că aici la Onești s-a făcut lansarea unei asemenea opere
de o atât de mare însemnătate. Eu îi felicit din toată inima pe autori și pe toți cei care au contribuit. În persoana mea, pentru că nu mă cunosc, e un om care a mai scris și el câte un pic, nu istoric, dar a mai scris câte ceva și probabil va mai scrie. Și aș vrea să subliniez faptul că în multe întâlniri pe care le aveam prin străinătate sau la noi, cu unii delegați militari străini, vedeau atâtea monumente pe unde, pe România, și unii mai sarcastici remarcau că avem mulți eroi. Trebuie să le spunem că avem mulți eroi pentru că am avut și mulți dușmani de-a lungul istoriei noastre. Încă din preistorie, românul a fost obligat să se apere aici, în spațiul acesta sacru pe care l-am moștenit, iar noi n-am venit aici de nicăieri, cum au venit alții și le-am spus-o cu curaj. Noi aici ne-am născut, aici ne-am dezvoltat, aici ne-am format ca popor și aici suntem și tot aici vom fi, indiferent ce vor dori unii sau alții. Am avut multe confruntări la viața mea, că vârsta și locurile pe unde am umblat m-au pus în asemenea situații. Nu vreau să fiu nici patetic, nu vreau să mă lungesc, eu aveam un discurs pregătit, m-am pregătit conștiincios, dar după câte s-au spus aici, vă dați seama că puțin mai pot să vorbesc eu. Aș vrea doar să spun pentru musafirii noștri că ne găsim aici la porțile Moldovei și dacă privim în stânga spre vest, oriunde pășim, poate fi locul de unde s-a înălțat la ceruri un suflet de erou. Numai câteva cifre dau ca să nu vă plictisesc. Numai în primul război mondial, în spațiul dintre Valea Slănicului și înălțimile adiacente și Valea Cașinului, au murit 70.000 de oameni. Într-o singură zi, pe Valea Curice, undeva mai în stânga, din brigada 1 grănicer, care a fost introdusă în luptă fortuit, fără pregătire, pentru că dușmanul necotropea țara, au murit 1.200 de oameni într-o zi, dintr-un regiment de grăniceri, că morți au fost mai mulți, și tot în această unitate, 325 au fost răniți, dintre care, așa cum am mai spus-o și la Oitus, numai Dumnezeu știe câți au mai putut fi salvați. Numărul pierderilor a fost foarte mare. Domnul profesor Munteanu spunea, eu accentuez, aici s-a hotărât soarta armatei române și soarta României și nu odată. Dumnealui a spus clar și este corect, sunt de acord, că dacă nu eram învingători în operația de apărare condusă de Ieremia Grigorescu în 1916, de fapt au fost două, așa, dacă nu eram învingători atunci, nu mai era nici bătălie de la Mărăști și nici Mărășești. Vreau să vă spun, ca să subliniez mai ales că sunt tineri aici, în ziua de 11, prima bătălie a fost în 9 până pe 20 octombrie, 1916 și a doua a fost în a doua decadă a lunii noiembrie. E, pe data de 11 noiembrie, în timpul celei de-a doua bătălii, un ofițer medic german, aflat la înălțimea Cernica, undeva mai încolo, aproape de între Slănic și Hârșa, nota în jurnalul său, și chiar vreau să redau, românii sfidează moartea, se luptă ca nebuni. Înaintea fiecărui atac, un ofițer le spune câteva cuvinte și se aruncă peste noi fără a mai ține cont de gloanțele care le străpung pieptul. Am vrut numai să știți câteva lucruri pe care le gândeau ei și le admirau într-un fel. Un alt aspect, ca să vă dați seama de impetuozitatea și de dorința arzătoare de a ne cuceri țara și a ne desființa ca stat, aici, înainte de a ajunge luptătorii pe crestele Carpaților, aveau futuraș în buzunar și li se spunea la toți, de pe creștere Carpaților veți vedea Moldova îngenunchiată. Mai departe, după ce au ajuns pe creștere, mai ales în 1917, când domnul Mackensen pleca de la București să conducă operația de la Mărășești și spunea că în două săptămâni speră să servească la Iași cafeaua, aici, la noi, în buzunarele lor, era următorul îndemn.
dacă veți cuceri Carpații, veți petrece sărbătorile de iarnă în Iași, capitala Moldovei supusă pe vecie. Astea erau dorințele lor. La noi aici, și suntem obișnuiți cei din zonă, se desfășoare multe, multe activități, dar sunt de acord totuși cu două precizări ca moldovean și din această zonă. S-a vorbit aici de doi desarja de la Robănești, de Gheorghe Donici. Noi stăpânim foarte bine subiect, domnul Velică e chiar de acolo, de aia are atâta patos când vorbește, așa. Și vreau să vă spun că acest proprietar de terenuri, avea și moară, nu vreau să vă țin, a fost și om politic, a candidat, a fost și a fost și deputat și senator de Bacău, în colegiul 3, și a câștigat de fiecare dată fără să folosească bătăușii. Vă uitați așa? Deci regula era să folosească bătăușii, el n-a folosit bătăușii. Dacă nu mă credeți pe mine, îl studiați pe generalul Radu Orseti, care de fapt îl are pe conștiință într-un fel, și știm bine lucrul ăsta, că la intervențiile lui Donici de a fi înrolat în armată, obținându-l numai în succese la un respins, Rosetti era locotenent colonel în direcția operației a Marelui Cartier General, îl cunoștea că Rosetti e născut la Căniuți și a făcut o intervenție, era să zic că a pus o pilă, și l-a înrolat, și a apărut după moartea lui Donici cu conștiința pătată la Radio România Actualități, Rosetti și-a vorbit despre Donici. Mai sunt și alte exemple de la noi din zonă. Se vorbea de Peneș Urcan. Peneș Urcanul îl și imaginez. El a participat la războiul de independență, știți că a scris Alexandrii. Și când a plecat regimentul 25 de la Bastui cu fanfara în frunte, să vină pe front, când regimentul era condus de o largă asistență, bătrânul cu lacrimi în ochi s-a dus la comandant, l-a implorat să-l ia cu ei, cu regimentul. Nu l-au luat atunci, au obținut aprobare. Vreau să vă spun că a fost portrapelul regimentului 25, care a luptat aici și avea o figură impunătoare. Când îl vedeau soldații care depuneau jurământul militar, tremurau în fața bătrânului ostaș. El a rămas, și asta e un lucru pe care de asemenea vreau să vă spun, a rămas în armată cu aprobare până la moarte. Deci a fost cadru activ până când a murit. Aici mai e un paradox, a făcut parte din regimentul al cărui comandant a trădat. Dar e un alt aspect, e vorba de Crăinicianu, de Loicon Crăinicianu, care a fost, hai să spunem și pe asta, că doar trebuie să spunem adevărul, a fost executat în Vinerea Mare la Grochi, se numește Dumbrava acum, parcă, acolo a fost executat. Fiindcă veni vorba de Vinerea Mare și cu asta am să vă las. Mă mai uit dacă v-ați încântat tare, chiar mă opresc acum, dacă nu, mai spun și asta. În Vinerea Mare, în 1920, fiindcă ați evidențiat-o și pe bună dreptate pe Regina Maria, în Vinerea Mare, în 1920, a venit aici la Onești, eu am scris un articol mai amplu despre asta, a prins lumânări la cimitirul din Onești, care era aproape de locul unde suntem, și o spun asta numai pentru ca să ne dăm seama, că eu știu ce vreau să subliniez aici, numărul crucilor și mormintelor proaspete era atât de mare încât regina, care și-a propus să aprindă câte lumânare la fiecare mormânt al ostașilor căzuți, a trebuit să trimită de 2-3 ori să mai cumpere lumânări și toate recunoaște că n-a mai obosit de atât a mers pe acolo încât a renunțat să meargă pe la toate mormintele. Învierea seara a peregrinat aici și a mai făcut, nu vă mai spun, învierea a petrecut-o la mănăstirea Cașin, pentru cei care nu ați văzut-o, e păcat să nu vedeți, acolo a fost noaptea de înviere, descrie regina toată atmosfera, acolo primar era Ion Mărășteanu, care s-a ocupat de toată primirea, care a făcut și jilțul, dacă vedeți acolo, veți vedea un jilț pe care a stat regina și pe care îl descrie, iar nepotul Mărășteanu, tot un bun patriot, ia-i și te rog să te ridici, Cătăline, să te vadă lumea,
este președinte a Cupei Eroilor la Universitatea Cașului. Este un patriot extraordinar. Nu vreau să mă mai țin cu povești, îmi cer scuze că m-am întins un pic, dar așa sunt unii, când prind microfonul, nu-l mai lasă, ți-a strâns și nu mai lasă cu ce mai despart de el. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim, domnule general, și pentru final dăm cuvântul domnului Dănuț Voicu, președintele filialei Bacău, colonel Chirieș, colonel Chirieș, al Asociației Cultului Eroilor din Bacău. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim în primul rând gazdelor noastre, primăriei municipiului Unești, domnului primar Victor Neghină, domnului director al lăcașului acesta, pentru găzduire și pentru eforturile de a crea o atmosferă de a audia cele ce s-a întâmplat astăzi aici. Suntem prezenți în filiala județului Bacău Cultul Eroilor cu câțiva din președinții de subfiliale, toți din această zonă a Uneștiului. Domnul general a numerizat Bunăstirea Cașin cu domnul Cătălin Dima, domnul colonel Rusu, domnul profesor doctor Romandaș, avem președintele de la Său, avem președintele de la Măinește, doamna profesoară Mia Gabriela, cu corul Resurrectio, care se constituie în cercul cultului eroilor din Măinești. Avem de asemenea de la Sânic Moldova, președinte și vicepreședintele, iar de la Bacău, prin vicepreședinte Cristinel Dumitru Ioane, secretarul executiv domnul Dole și așa mai departe. Am venit în armat cu forțe. Am pregătit pentru finalul acestei întrebări, 12 septembrie va rămâne în istoria activităților deosebite a filialei județene Bacău, certificatul de naștere, dacă a fost emis la 12 septembrie 1919, județul Bacău a avut un certificat de naștere 2 ani mai târziu, în 2021. Domnul profesor Mirica Munteanu, care este și membru fondator al filialei Colonel Cornel Chirieș, reînființat la 22 iulie 1992, a confirmat prin documente existența și în județul Bacău a acestei organizații. Deci începutul filantropic, dacă a fost generat în România de Regina Maria, care a fost, de fapt, președinta Cultului Eroilor, înainte, Asociației de Cruce Roșie, a fost președinta în 2017 a invalizilor de război, a copiilor orfani, etc., etc. Deci nu întâmplător purtăm și s-a dat numele Cultului Eroilor de Regina Maria. Cu colegii de la Vâlcea, cu domnul profesor Rățoi, am stabilit ca filiala Cultului Eroilor să facă un efort financiar, cumpărând câteva din exemplare tipărite, începute de la tipărit, pentru a le oferi la cei care au fost hotărâți de birou executiv. Aș ruga pe domnul Dole să mă ajute. Oferim un pachet de cărți prezentat, nu am căderea să fac o trimitere la conținut, la ceea ce ați auzit până acum, dar de a contribui la propagarea lui, la distribuirea prin toate mijloacele în România, este și o datorie noastră. Un pachet de cărți îl oferim domnului părintelui Protocop Ioan Brăoanu. Prin prezența tinerilor, vrem și noi ca preoți să oferim una bibliotecii Ghiță Mocanu și Dimitrie Cantemir din partea noastră și tinerilor de la Moinești. Vom oferi și noi trei, dacă ne oferiți ocazia aceasta, din partea preoților. Dacă noi am primit unul gratic, e normal să dăm și noi Sfânta Treime. Să oferim. Mulțumesc! Bibliografia are de la noi. Yes.
asemenea... Se primească orice comandă, deci nu trebuie să mai luați legătura cu noi, vorbiți cu doamna manager de la... De asemenea, grației primăriei, și noi vom achiziționa 10 exemplare din acest volum pentru a le avea în toate, atât la bibliotecă cât și în celelalte filiale și în unitățile școlare, pentru că sunt niște cărți care trebuie să rămână pentru a fi studiate și descoperite. Ne bucurăm că un manager de instituție de cultură tânăr iubește cultura și iată face niște gesturi de apreciat. În continuare, este? Nu mai este. Merge, Al doilea pachet de volume se cuvine să-l acordăm domnului general Dr. Vasile Jerică Apostol, membru de onoare al cultului eroilor, un renumit și cunoscător istoric militar de România. Domnule, felicitări, mai sunt și oameni ca dumneavoastră. Eu mai modest. Al treilea pachet se acordă domnului primar Victor Ledină. Cum a spus domnul director, am discutat mai înainte, acum câteva zile, pe această temă. Orneștenii se vor putea bucura de aceste cărți. Biblioteca, cu sprijinul primăriei, va achiziționa 10 seturi din această lucrare. Un primar tânăr și un oraș cu un viitor frumos, un astfel de primar din plin. Al patrulea pachet se acordă primăriei orașului Slănic Moldova. Domnul primar Gheorghe Baciu a trebuit să părăsească dintr-un motiv întemeiat această întâmplare. Invităm președintele Cultului Eroilor de la Slănic să primească acest pachet pentru a-l oferi primăriei orașului Slănic Moldova. Trebuie ca pe viitor, în funcție de posibilitățile financiare, să oferim în cât mai multe zone a județului Bacău, la cât mai multe personalități, aceste volume. Așa cum am menționat, la 22 iulie 2022, filiala Bacău a împlinit 30 de ani. Cu acea... Vă mulțumesc! Destine! Suntem tine! Dar am demonstrat că suntem născuți prin 1921, în general. Vă rog să permiteți să acordăm pacheta aniversară domnului primar Victor Neghină. Vă mulțumesc că sunt acolo pe vreo, în cugetul pe area sufilialei. Sufiliala din Onești, printr-o tragică întâmplare, și-a pierdut președintele. Dumnezeu să ierte pe domnul Corneliu Cristian. Prin efortul conjugat al protoierii Onești, părintului protopop, dr. Ioan Bârgăoanu, și a conducerii primăriei personală a domnului primar, s-a cristalizat o echipă de conducere, părintele dr. Bogdan Ionel Piștea, este într-o misiune, domnul Geo Boxa, aici de față, care se vor ocupa de revigorarea și reînființarea cu o componență adecvată a sufilialei Onești. O pachetă aniversară se cuvine să acordăm domnului general Grigore Buciu, vicepreședinte al Asociației Naționale Tuturor, pentru care mulțumim domnului secretar general că ați putut participa la această întâlnire la Onești, inima județului Bacău. Mulțumesc! Aceeași pachetă aniversară este firesc să o acordăm domnului profesor Eugen Petrescu. Domnul
Domnule Eugen Petrescu, ați auzit câte ne-a lăsat în Bacău, este președintele filialei Vâlcea. Matei Basar. Vă mulțumesc și vă doresc succes în continuare. Să ducem mai departe crezul acesta al neamului românesc, al strămoșilor noștri. Felicitări pentru funcția pe care o ocupați. Să vă dea Dumnezeu putere, sănătate și să facem mult mai mult decât am avut domnul colonel Timu, care a fost unul din liderii asociației, un om foarte puternic și cu realizări mari. O plachetă aniversară se acordă domnului profesor Tudor Rânsuri. O plachetă aniversară era promisă de mult, nu am avut cadrul adecvat, vă rog să-mi permite să o utilizez astăzi. Se acordă președintei subfilialei Moinești, doamna profesoară Bia Gabriela, directorul Moinești, care la finalul acestor înmânări va susține un scurt program de cântece patriotice. Și patriotice. În aceeași... Mulțumim. În același spațiu de... am utilizat aici în bibliotecă, acum am avut prilejul să fim lângă Părintele Dr. Aurel Florin Țușcanu. Vă mulțumesc și vă asigur de toată dragostea și prețuirea noastră. Și rămânem împreună în această echipă armonioasă, Cultul Eroilor. Eu sunt vicepreședintele Asociației de la Neamț și mă bucur de o frumoasă cooperare cu filiala Bacău și îl pomenesc mereu în rugăciune pe regretatul colonel Timofte. Dumnezeu să-l ierte că s-a adus aminte astăzi de el și aici. Vă mulțumesc pentru această distincție și rămânem aproape, rămânem alături. Vă așteptăm în continuare cu lucrările și la revista Bacăului Eroic și cu tot ce puteți dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru că ați ascultat și ne-ați permis biroului filialei județului Bacău să ne facem o mică datorie față de cei care s-au ostenit pentru acest eveniment. Mulțumesc frumos!